Consemnează în putere. Mulțumesc, domnul Consilier. Foarte interpretare, stimați colegi. Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră pe an de zi cu modificările aprobate de către dumneavoastră. Cine este pentru? Abțineri? Împotriva? O abținere de consilier Roș? Împotriva? Mulțumesc, ordinea de zi a trecut. Permiteți-mi conform cu dumneavoastră pe care ne-am stabilit-o de a trece mai repede peste probleme ridicate și despre discuția legată de raportul sau despre puncte de propunere, întrebări, interpelări, aș dori să vă întreb punctual dacă ați primit răspunsul și răspunsul a fost pertinent la solicitările dumneavoastră. Domnul consilier Iuti Sorin Viorel, vă rog frumos să ne spuneți dacă ați primit răspuns și dacă răspunsul vă mulțumește. Ca problema ridicată cu asta. Să ridicat două probleme, nu mă rog, de referitor la o gândire de problema să fie referitoră din Maisa. Prima ca primire răspunsul a fost la problemele. Din păcate, ploaia care a crescut în ultimele zile a făcut ca munca lor să fie îndatată. Și acolo a primit interpretit sub altă formă de privață. Și am să văd la propriu, m-am înțeles. Iar celălalt ceea ce constată în teren nu este același lucru.
consiglier Farrucia. Solicitarea mea a fost cu privire la identificarea persoanelor fizice care au beneficiat de prevederile legii 500/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unor locuințe, în sensul identificării celor care nu s-au încadrat în prevederile legale, să fie identificați. Din răspunsul primit de la primărie, înțeleg că în continuare se fac demersuri pentru identificarea beneficiarilor de teren. Aștept la următoarea ședință să primesc, sau să se identifice persoanele și să se împună cu comisia pe legea 15. Mulțumesc, domnul consilier. Aș dori să vă spun că ședința ordinară din data 37/2005, deci au participat un număr de 17 consilieri locali în funcție. S-a crescut un număr de 6 proiecte de hotărâre, rezultând hotărârile de consilieri locali de la 181-186. Având în vedere că cele două puncte au fost discutate, supun aprobării dumneavoastră în procesul verbal, vă rog, domnul consilier. Domnule președinte, dacă mi-am făcut bine aminte, am depus și eu o interpelare în cadrul aceleași ședințe. De fapt, a patra interpelare pe același subiect, la care mi s-a comunicat că nu s-a primit răspuns. Era o interpelare adresată către compania de apă. Cred că sunt mai mult de 160 de zile de când am făcut prima interpelare la care nu se binevoiește a se acorda răspunsul. Astăzi voi face din nou aceeași interpelare, cu speranța că o societate la care municipiul Duda este acționat semnificativ va fi nevoie să răspundă. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul consilier. Supun aprobare de dumneavoastră procesul verbal la ședințe precedente. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Numai invitat. Având în vedere, stimați colegi, înainte de intrarea în ordinea de zi, avem doi cetățeni din municipiul Duda care doresc să ia cuvântul în plenul ședinței. Aș întreba secretariatul dacă cele două persoane sunt prezente. Am anunțat. Mă rog, cei doi cetățeni au fost prezenți la ședința Comisiei numărul 4 și voi prezenta ceea ce solicită atunci. Mă gândesc la piață, da? Da. Ok. Deci nu mai au obiecte doar de cuvântul pe consiliul local. Stimați colegi, dacă îndeplinesc permisiunea noastră, ar trebui să intrăm în ordinea de zi. Problema de direcție economice. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local care în 2015. Stimați colegi, dacă veți interveni. Dacă nu, supun aprobării dumneavoastră pe hotărâre în formă prezentată de către executiv. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Unanimitate. Problema de direcție impozite și taxe locale. 2.1. Proiect de hotărâre privind soluționarea celor de acordare a menținerilor la plata impozitelor și taxe locale depuse de persoane fizice. Faci și an, Năstădean, Cornel. Stimați colegi, dacă aveți, vă rog, domnul consilier. Eu n-am participat la ședința de comisie prin faptul că am fost secretar în concediu și văd la comisie aici, domnul președinte, în mâna ta, să pot fi împotrivă. Dacă puteți să-mi spuneți două cuvinte pentru colegii care au fost la partea în comisie, de nu avea vizit de partea. Thank you.
Mulțumesc, domnul președinte. E bine. Aș vrea totuși să lămurim fără niciun fel de dubiu acest aspect cu a beneficia sau nu a beneficia. Eu am înțeles de la doamna director economic că au făcut o cerere, au depus o cerere și nu au depus actele. Ca atare n-au beneficiat de scutire. Corect, doamna director? Să se votează numărul 2. Aveți dumneavoastră propuneri.
Deci numărul putem vota, domnul Cordișa a propus 3, doamna Dana Floda a propus 5, deci numărul putem vota, dar persoanele trebuie să fie pe vot secret, așa pe vedere. Am înțeles, vă rog frumos, mulțumesc, domnul consilier. Să stabilim în prima dată cine este numărul de persoane care vor face parte din delegație. Prima propunere, cine este de acord pentru ca trei persoane să facă parte din delegație. Supun votul dumneavoastră, cine este pentru? Abțineri? Împotriva? Două abțineri și... Împotriva? Împotriva câte? Împotriva de trei. Trei. Și aici era. 4, 5, 6. Pe domnul corporan, nu s-a spus pentru. E bine, pentru. Deci, stimați colegi, vă rog frumos. Cine este de acord ca din delegație să facă parte trei membri? Vă rog să vă spunem la vot. Abține. Thank you.
mai o dar pe sus față. Gracias.
pentru la validitatea. Vei taxe, vei scrie pe pentru 5 persoane.
Thank you.
Yeah.
puțin. Da, dar pe ce durată ai, nu știi? Ce nu știu. Nu știu, nu m-am uitat pentru acest asta. Nu gândeam. Mieszka leży. Thank you.
Doamna Ioandora, domnul Corniș Lucian, domnul Corniș Manegra. Stimați colegi, având în vedere că am rezultat votul, supun aprobarea dumneavoastră proiectului de hotărâre cu lista nominală cu cei 5 colegi participanți la delegația doamnei Norocinese pentru abținere, împotrivă, o abținere. Rămân să fie executate de către un alt serviciu și astea doar să fie delegate și pe ce motiv? Cum dintr-o dată s-a constatat societatea că nu mai poate să efectueze aceste activități? Din ce motive? Au apărut noi cerințe? Se impune o nouă dotare? Sau care sunt motivele pentru care apare această diferență? Vă rog. Dacă poate cineva... Eu am în 2013, Consiliul Local a aprobat gestiunea delegată către SC domeniul public pentru acele activități enumerate în cadrul contract, între care se număra și activitatea de dezinsecție, deratizare, dezinfecție. La nivel de an 2012, operatorul domeniul public a subdelegat acest serviciu către o terță societate, netestând în mod direct serviciul. În urma unui control efectuat pe canalele SRC s-a constatat faptul că operatorul nu putea să subdelege sau să subconcesioneze activitatea la care face revenire, motiv pentru care ei au venit cu solicitarea pe a găsi o soluție, pentru că ei nu pot să presteze această activitate, mă rog, cele trei activități distincte. Propunerea noastră a fost aceea de încetare a contractului 4179 și pe perioadă începeam noi proceduri pe delegarea serviciului pe licitație publică. Pentru celelalte activități, măturați copii și respectiv rezăpezită, contractul nu știa continua, până la am fost aprobat în 2012 noi care de scaci în dispute pentru cele trei activități. Da, puțin. Dar din cele două proiecte de hotărâre nu rezultă acest lucru care dumneavoastră ni l-ați precizat. Cred că era foarte important ca să fie precizat că la momentul încheierii contractului din 2012, aceste trei activități, dezinsecție, dezinfecție și deratizare, a fost subcontractat unui alt executant, cred eu, și în plus ne spuneați că
Rămân celelalte activități de mătura, spăla, stropi și întreținere domeniului societății, domeniul public. Unde este, unde sunt stipulate aceste două lucruri? Scrie, da. Este secret. În titlu, doamna, domnul, nu foarte bine. Da, da. Și de ce nu se poate autoriza dumneavoastră? Doamna, Reana, închide. Un singur lucru. M-am informat că așa avem. Clientul care face dezinsecția de realizare, nu s-o stabilă. Poate societatea respectivă să-și facă treaba fără aprobarea Consiliului Local. După cum îi se cere totuși. Mi s-a cerut la conștiință, pentru că sunt condiții care impun să fie 2-3 ofertanți, să vezi care e efectul mai bun, care e mai serios, după aceea suntem puși în fața faptului primit să obtimă ăsta face că... criteriile. Societatea a apreciat procedura de subdelegare sau subconcesionare. Mai am fost informația mea acum în vara aceasta despre această situație și, mă rog, au venit și ne-au propus varianta de încetare, pentru că se află din posibilitatea obiectivă de a presta cele trei activități de secție de subiecte de realizare. Eu am cerut un singur lucru, s-a înscris mai mulți pentru activitatea asta care se urmează. Ce trebuie să se înscrie? Pentru că dacă e vorba doar pe o aprobare de documentație cu vedere a trebuirii programului de realizare de disecție de dezinfector. În momentul de față, mai mult trebuie să aprobați documentația, urmând să se aplice procedura licitației în publice deschise. Atunci, am crezut că e desenat. Nu, nu. Dar mai întâi, domnul Masier, scrie prin aprobarea studiului de oportunitate. Stimați colegi, dacă mai aveți intervenții la acest proiect de hotărâre, acum supun aprobării noastre pentru forma prezentată. Cine este pentru? Abține. Două abține. Împotriva. Proiectul de hotărâre a trecut. 3.4. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționarea serviciului public de dezinfecție, dezinfecție și de rapizare de municipiul Turda. Stimați colegi, dacă aveți intervenții. Dacă nu spun apoi dumneavoastră în proiectul de hotărâre, cine este pentru? Abține. Două abține. Împotriva. Proiectul de hotărâre a trecut. 3.5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de sarcini în vederea delegării serviciului public de dezinfecție, dezinfecție și realizare din municipiul Turda. Intervenții, stimați colegi. Dacă nu spun apoi dumneavoastră în proiectul de hotărâre, cine este pentru? Abține. Două abține. Împotriva. Proiectul de hotărâre a trecut. Proiect de hotărâre 3.6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de delegare a serviciului public pentru dezinfecție, dezinfecție și tratare din municipiul Turda. Stimați colegi, dacă aveți intervenții, dacă nu spunem votului proiectul de hotărâre, cine este pentru? Abține. Două abține. Împotriva. 3.7. Proiect de hotărâre privind aprobarea factorilor și subfactorilor folosiți în determinarea criteriului de evaluare în vederea atribuirii prin delegarea serviciului de dezinfecție, dezinfecție și de realizare din municipiul Turda. Stimați colegi, dacă aveți intervenții, dacă nu supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre, ce este pentru? Abține. Două abține. Împotriva. 3.8. Proiect de hotărâre privind revocarea reprezentantului municipiului Turda în cadrul adunării generale Asociației Șorin Arieș. Stimați colegi, dacă aveți intervenții. Vă rog, domnul consilier Roșu. La acest proiect de hotărâre, ca și la următorul, ca să nu urmăm două cuvântul, aplicat la 3.8 și 3.9, m-am exprimat punctul de vedere că a Comisiei de Specialitate care are ca obiect activitate juridică și administrație publică, acest aspect încă nu s-a consemnat în proiectul de hotărâre, s-a semnat doar fără a se menționa câte voturi au fost pentru câte împotrivă respectivă acție. Am crezut că până la această dată se va remedia o gafă impardonabilă a primarului municipiului Turda. Nu am crezut că după atâta experiență
nu face distinție între actele care emană de la Consiliul Local respectiv de la primar. Însul explică de motive spune, în urma succesiunii în timp a unor acte administrative emise de Consiliul Local. Păcatul nu este prezent. Consiliul Local nu emite acte. Primarul emite dispoziția să vedea articolul 115 alineatul 1 litera A de legea administrației publice locale, iar Consiliul Local de la B spune adoptă hotărâri. Eu consider că ori este o sabotare din partea grupului tehnic, care pune să se vânze pe primar ceva ce îl compromite profesional, ori o superficialitate atunci când semnează, și asta nu este grav, ori nu e cunoștință aici. Vreau să vă spun că primar, cum știe toată lumea, este un organ unipersonal, nu poate adopta. Emit. Iar Consiliul Local este un organ colegial, care adoptă, lucrurile sunt cât se poate de clar. Dar numai acest aspect mi-a tras atenția. Cât și alte aspecte din cealaltă expunere de motive. Trecând peste greșelile domnului gramatical cu reprezentativitate. Asta sunt fire și normale ale redactare. Dar nu pot să fi să argumentez în cazul respectiv, că întrucât nu mai este membru în Consiliul Local, domnul Matei Cristian nu mai poate reprezenta unitatea administrativă teritorială la Asociația Șurub. Articolul 37 nu condiționează ca membru în desemnare de Consiliul Local să aibă calitatea de consilier local. Ca dovadă, cel care este propus, nici măcar nu este consilier local. Este administratul public care a semnat proiectul raportul de specialitate la 3.8 pentru ca apoi să fie propus în locul celui pe care îl propune spre revocare la 3.9. Dacă ar fi semnat ambele rapoarte de specialitate, l-ar fi depășit pe lume. Este singurul care s-a autopropus și a fost votat în 1985 cu 1134 de voturi. O să te autopropui să fii și votat. Da. Trecând mai departe. Deci articolul 37 spune, sau definește, autoritatea competentă în anumit. Ca dovadă, domnul administrator este foarte rezervat și repropune, în final, raport de specialitate, în acest context, Consiliul Local în începutul de-a urmează să se pronunțe, rețineți, la toate celelalte proiecte de ordine de zi, veți vedea, propuneți spre adoptare și pronunțare, adică aruncă cadouful fierbinte la Consiliul Local. Nu este necesar să se schimbe așa, aici nu discutăm de persoane, discutăm de ceea ce legea solicită, și anume, desemnarea se face după reprezentarea de la configurație politice de la ultimele alegeri și nu întâmplător. Tocmai pentru a evita migrarea consilierilor locali. De aceea se spune de la ultimele alegeri, din 2012. Altfel am schimbat fiecare an reprezentantul nostru în Asociația Șorilor. Ar putea fi foarte multe argumente, pare rău că nu există primarul, acum a plecat colega să ne anunțe prezent aici ca să poată să răspundă, însă nu ne putem juca cu legea și nu putem să schimbăm o persoană dintr-o asociație fără să-i cerem să vină în fața Consiliului Local să dea un raport. Ar trebui, deci domnul coleg, m-am întrebat, dar cum trebuie de zile am văzut acel raport scris, eu m-am referit să vină, să-i adresăm în întrebări Consiliul Local, să vedem pe ce considerent îl schimbă. Și dacă se impune o asemenea schimbare, dar vă spuneam că articolul 37 spune configurația de la ultimele alegeri. Nu spune că pe parcurs se schimbă de fiecare dată, tocmai pentru stabilitate. Și ar putea să fie și alte și alte argumente pe care le-aș putea aduce. Sunt penibile, vă spun așa, extrem de motive și așa la punct de specialitate, nu am văzut în întreaga activitate, în care doar se dă citire unui articol din lege, dar nu se motivează de ce trebuie schimbată o persoană. Vreau să vă spun că prefectul județului Cluj, în situația în care va vedea o asemenea hotărâre, cu siguranță o va ataca contencios administrativ și din nou municipiul Turdac va fi, din acest punct de vedere, campion al hotărârilor adoptate fără respectarea legii. Și dacă totuși se va trece, eu nu voi participa la o asemenea mascaradă, solicit în baza articolului 45 alineatul 5 din legea 215, ca votarea să se facă în mod secret, așa cum prevede legea, dacă dumneavoastră veți trece peste aceste impedimente, desigur, la care eu atât la 3-8, cât și la 3-9 m-am ținut. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doar la secretaria. Domnule președinte, raportat la proiectul de hotărâre înscris la punctul 3-8. În primul rând, aș dori să încep
s-a avut în vedere la promovarea acestui proiect de hotărâre faptul că domnul Matei Cristian nu mai face parte din Consiliul Local al Municipiului Turda. Raportat la proiectul de hotărâre înscris la ordinea 3.9, de asemenea avem pregătite buletinele de vot. Proiectul de hotărâre propune o anumită persoană care să facă parte din care se reprezinte municipiul în cadrul adunării generale a Asociației Șoii Mariești. Repet, în condițiile în care se va trece la vot, se va vedea dacă se menține propunerea noastră sau dacă nu se menține propunerea noastră. Vă mulțumesc!
care și la cele două anterioare, pentru că sursa care apare pe primul vot, îți scrie da sau nu, pe care o ține din la voastră. Deci, să nu ți-a ținut de domnul S-a pus că nu ți-a ținut. Deci nu a trecut proiectul. N-a trecut. Articolul 45,
parteneriatul privitor Araș, cu legea administrației publice locale, hotărâre privind asocierea sau cooperarea cu alte autorități publice, cu persoane juridice române sau străine, se decide cu votul majorității membrilor în funcție, deci vorba de majoritatea absolută. Dacă domnul jurist publicat dorește să scoată un volul de vot pe cel care a trecut un buletin de vot, nu a votat, este o altă problemă. Consemnați cu domnul de vedere, vă rog în procesul verbal că nu s-a întâlnit majoritatea absolută. Mulțumesc, domnul consilier. Vă rog, domnul consilier. Acesta este și punctul meu de vedere. În cazul asocierilor, pe legea 215, este nevoie de jumătate plus unul din numărul de consilier aleși în prezent. Asta este și punctul meu de vedere. Uitați-vă special la asocieri. Aici e vorba de o asociere. Din 20 prezent, dacă nu mai ai văzut, nici nu mai trebuie discutat și asta este problemat. Dar sunt considerat asta, vă rog să precizați punctul de vedere și... Domnule președinte, nu este vorba de o asociere a Consiliului Local. Este vorba de desemnarea unui reprezentant. În opinia mea, votul se ia în majoritatea din cei prezenți. Nu se discută la acest moment aderarea la o asociere a Consiliului Local sau a Municipiului. Din 20 de membri prezenți acum în ședință, 10 au votat pentru, au fost câteva împotrivă, restul au fost abținuți. Voturile cu abținere se rămân la voturile împotrivă. Deci, deocamdată, și dacă ar trece proiectul, ar fi 10 contra 10. Și nu are cum să treacă. Deci au fost 10 voturi pentru, 6 împotrivă, 2 nu le și o abținere. Tot abținere. 10 la 8. Dacă merge pe ea, nu trebuie să ce ține de asociere. Puteți face noastră interpretare peste lege. Eu v-am spus un articol, spuneți-vă asta, fiindcă se aplică. Eu v-am spus un articol, da? Spuneți-vă, după care se aplică tot ce ține, pentru că acel reprezentant al nostru va vorbi numele comunității. Sunt 10 voturi pentru în municipiul Buda, sunt 21 de consilieri în funcție. Indiferent că lipsește sau nu, scădeți din vot. Și asumați-vă responsabilitatea eșecului acestui proiect în situația în care va fi atacat în distanță. Punctul meu de vedere a fost consemnat și vom vedea ce se întâmplă. Eu nu vreau de fi, domnule președinte. În opinia mea, proiectul de hotărâre a trecut. Ok. Trecem la punctul 3.9. Proiect de hotărâre privind semnarea prezentului grav la prezentant în municipiului Turna în cadrul adunării generale a Asociației Soci în Mariești. Vă rog să dați un pic de Thank you.
Și
cred că au înțeles colegii. Cred că este un amendament. Potem? Este un amendament. Atunci, dacă o considerați ca un amendament, vă rog să o supuneți la vot. Amendamentul să fie modificat articolul 4 din regulament la toate literele A, B, C, D, prin care să fie eliminată prepoziția până la. Adică, pentru profesorii de la articolul 3, litera A, suma forfetară va fi în cuantum de până la 350 de lei, avem acum, să fie fără până la. Deci, de 350 și identic și pentru literele B, C și D. Din punctul nostru de vedere, nu există niciun impediment pentru eliminarea acelei prepoziții. Prepoziția a fost pusă în considerarea capacității bugetare, în sensul în care, dacă nu sunt sume suficiente, premiile să fie diminuate la un nivel acceptat. Acum și inițiatorul proiectului, doamna consilier Anion, poate să susțină sau să infirme această propunere. Din punct de vedere al executivului, propunerea doar facilita, mă rog, limitarea sau reducerea sumei care poate fi acordată. Mulțumesc, domnule Sfântul, stimați colegi. Supun aprobarea dumneavoastră amendamentul, vă rog. Ce scuze că intervine domnule președinte, la articolul 7 al acestui regulament, de asemenea, se prevede constituirea unei comisii de verificare și evaluare, atâta vreme cât actualmente sunt doar puncte, dar solicităm să puneți aprobări Consiliului Local să facă și stabilirea acestei comisii, după ce, bineînțeles, îi sunt în amendamentul. Vă mulțumesc. Din Comisia 2, Roș Nicolae, dacă are obiecție, putem să
revenind, Comisia 3, Micu Ovidiu, Comisia 4, Tatăl Reța Ion Bora, Comisia 5, Adam și Clar. Deci, am înțeles, pe această modificare sunt două amendamente depuse, unul de domnul consilier Vidiș, care și-a exprimat intenția ca Comisia numărul 5 să fie cea privită să se facă evaluarea și eu supun aprobare dumneavoastră. Vă rog, domnul consilier. Nu vreau să felicit pe doamna consilier pentru o luptă de 9 luni de zile de consecvență a reușit să convers în asemenea proiect, care de altfel este un altul să fie o normalitate în municipiu și sper că va fi penalizat o astfel de acțiune și în fiecare an nu fiți liberați profesori care obțin rezultate deosebite în consecvență. Mai chiar dacă timpul 24 din decurământ de ajută a posibilitatea inițiatorului întâi să vorbească, să fie eliminat o serie de alte propuneri care nu sunt în conformitate cu legea. Chiar dacă ne place sau nu, chiar dacă ne grăbim sau nu, întâmplător, votul secret a fost instituit pentru a evita situațiile vexatorii. Nu pot să uiți cine te-a votat atunci când știi că acest vot este deschis. De aceea, propunerea colegului Vichy și cu tot respectul, nu întâlnește condiții legale, pentru că articolul 45 al 15 al administrației publice locale spune că presa a hotărâre cu caracter individual, cu privire la persoane, vor fi luate întotdeauna prin vot secret, cu excepție de 200 de lege. Legea prevede câteva excepții, cum ar fi alegerea președintelui de ședință, aplicarea primelor două sancțiuni, dar în niciun caz alegerea unei comisii. De aceea vă propun să nu ne jucăm cu legea pe motiv de eficiență și nu putem propune în persoană, putem propune, deci propunea domnului Vichiș, dar ca cei care astăzi compun comisia numărul 5 să fie votată, se poate vota, dar votarea persoanelor trebuie să fie făcută conform articolului 45 al 5. De asemenea, propunerea domnului profesor, la care nu subscriu în ceea ce mă privește, pentru că înainte de a fi propus o persoană, desigur, trebuie să-și dea acceptul. Eu vă mulțumesc mult, probabil la relațiunea pentru care a fost propus, nu doresc să fac parte în această comisie, dar se va veți fi în situația de a propune mai întâi cele 5 persoane din comisia 5, și acum a propus colegul Vichy, și apoi să propună doamna profesor Alăuși, fără că nu place să nu, va trebui să respectăm votul secret. Vă rog să consemnați acest punct de vedere și să procedați cum considerați voastră de cuvință. Mulțumesc, domnul consilier. Vă rog, domnul consilier. De acord că doamna Ion, de 9 luni de zile, încearcă să promoveze și trebuie întâlnirea, dar rog comisii, colegii din comisie au să-și aducă aminte că de 9 luni de zile încearcă, n-a reușit. Acum, aproximativ 3 săptămâni ore de zile, eu am ridicat problema în comisie, am căutat și găsit împreună cu Direcția Economică și Sursele de Finanțare, domnul Morane să ne dea să vă poate confirma acest punct. Poate v-a spus, poate nu v-a spus, chiar am insistat foarte mult că acest proiect trebuie să intervenezi. Ceea ce privește componența comisiei, și eu nu propun, sigur că prin vot secret, comisia numărul 5. Mulțumesc, domnul consilier. Stimați colegi, dacă mai aveți intervenții, dacă nu revenim și vreau să vă întreb pe doamna Adion dacă își menține. Da, bineînțeles. Susțină ideea, dacă domnul Roș consideră că nu poate să facă parte din această comisie, sunt de acord oricare dintre colegi din Comisia 2, pentru că am luat din fiecare comisie să fie câte un reprezentant, mi s-a părut corect să se implice fiecare, pentru că nu este numai un proiect a Comisiei 5, ci vizează, de fapt, așa cum bine a spus domnule consilier, ne vizează pe toți. Și eu vă mulțumesc din suflet. Deci aștept propunere pentru Comisia 2. Cine să vezi? Doamna consilier, ca să înțelegem, sunt două amendamente. Prima dată aș supune aprobării dumneavoastră amendamentul propus de domnul consilier Vichiș, urmând ca în cazul în care este
validat, să facem și propunere de rigoare. Cine este pentru amendamentul domnului consilier Vichiș? Abțineri? Da, abțineri, împotriva? În acest caz, aș spune aprobare și amendamentul doamnei consilier Radioan. Să ne sacunge la programul frumos cu reținerea de vot pentru a desemna reprezentanții comisiei. Îi treceți pe toți odată. Toți? Da, Comisia 5. Deci a trecut amendamentul la solicitarea domnului consilier Vichiș. Vreau să procedați pe care vreau să știți. Fără secretar. Nu putem merge. Nu se mai trece. Trece în comisia, da, sau nu? Trece în trece toți membrii? Trece pe o singură listă și atunci nu vezi? Vor nu mergeți la voi dacă faceți parte din comisie. Dar noi renumerate, puteți participa. Da. Îi trece pe toți un singur de tun cu dată. Sau cu nu? Îi trece nominal. Trecut la fiecare. Nu, la un consiliu.
Adică trebuie să spun. Poate nu termin până la jumătate, și nu am putut să ajung la jumătate, și poate nu.
19 voturi pentru și un vot în urmă. Crearea unui spațiu pentru procurarea hranei, ca să evităm conflicte.
cheltuielile mari, vă dați seama că, plus, jucătorii care unii au familie, alții s-au bazat numai pe indemnizația care primeau în urma efortului făcut, o să ceară dreptul de prin instanță. Mai mult, transporturile care s-au făcut cu societatea de transporturi din Turca sau tot ce înseamnă de la vize medicale până la lucrări terțe care s-au făcut la nivelul bazei sportive, la fel au rămas multe neplătite, fiind într-o situație în care nu cred că își dorește cineva în perioada imediat următoare. Deci dreptul echipei era să-și continue și chiar s-au înscris în campionat în Liga 5-a, nici de cum să se întrerupă finanțarea pentru echipa respectivă. Că să revenea asupra sumei care se fie acordat, să găsea o soluție pentru continuarea finanțării, era lucrul cel mai potrivit și poate să și rezolva o problemă la nivel local pe plan fotbalistic. În ideea asta să vă gândiți bine ce votăm astăzi, pentru că să nu ne privim că e o treabă care alte echipe au avut procese sau câștigat cu primăriile respective. Mulțumesc, domnul consilier, pentru că mai sunt intervenții să mă ascult pe acest proiect. Dacă nu, mă rog, domnul consilier, ești. Vreau să vă aduc la cunoștință faptul că această asociație, Achejul 1907, a primit finanțare în baza legii 350, acordată prin votul tuturor consilierilor locali în mai 26, mai 2. Următoarea 116. Legea 350 specifică foarte clar și face foarte des trimitere la urmanța de urgență a guvernului numărul 60 în 2001 a achizițiilor publice, ca să fiu înțeles. La care, în articolul 50 aliniatul 1 spune că această activitate trebuie să fie pusă până la capăt. În principiu, contractul semnat între Asociația Aiești 1907 și Administrația Publică Locală. Dacă una dintre părți nu respectă acest contract, fie beneficiar, fie unitatea administrativă teritorială, contractul se poate rezilia. Dar partea vătămată, să nu mă atacați, domnul consilier, deci partea vătămată, ca să înțelegeți, poate cere despăduire. S-ar putea să fim puși exact cum spunea domnul Procureanu în această situație. Și, clar, pe baza articolului 74 din acea ordonanță care spunea 60, pot câștiga fără dubii. Deci, chiar dacă s-a întâmplat această retrogradare, asociația, dacă nu și-a pierdut activitatea și desfășoară activitatea în continuare, sigur că dacă avea cheltuielile reduse, ca la nivelul 5-a, cheltuieli care vor fi decontate în baza prevederilor contractuale, fiind vorba de cheltuieli eligibile specifice legii 350. Deci, ca atare, fiecare contează cunoștință de cauză. S-a fost punctul de vedere pe care am fost să-l aduc la cunoștință, în ceea ce privește legislația pe care o vom depune. Mulțumesc, domnul consilier, să mă ascult dacă mai aveți intervenții. Dacă nu spun acum voi dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată, cine este pentru? Abține? Împotriva? Domnul secretar a trecut. Proyecto de votación.
votul a trecut, au fost înregistrate. Vă scuzați, nu au trecut. Nu mai trebuie să zice pentru. Mulțumesc. Punctul 5, proiect de aprobare a arhitectului șef. 5.1, proiect de hotărâre privind aprobarea fugirilor aferente introducerea terenului tramunal pentru crearea zonei industriale în municipiul Turda, strada Bogata, fără Roman. Stimați colegi, dacă aveți intervenții, dacă nu spun aproape dumneavoastră proiectul de hotărâre, cine este pentru? Abțineri? Împotriva? Vă rog, secretariatul. Proiectul de hotărâre a trecut, a fost înregistrat de 13 voturi pentru. Mulțumesc! Cum să treacă? Cum să treacă? Poate. Proiect de hotărâre privind aprobarea construirii locuințe familiale S+M, garajul municipiului Turda, strada Dr. Liviu Cibereanu. Stimați colegi, dacă aveți intervenții, dacă nu spun aprobarea dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată, cine este pentru? Abține? Împotrivă? Rog, secretariatul. Vă rog, stimați consilier, cine este pentru? Abține? Să respecte reglementul în vigoare. Una din propunerile
ședinței trecute era legată de a reface strada cu zavodă, care cuprinde și zona Vârbului, că ieșire la Talon. Gândiți-vă că e strada în care are un obiectiv, unde primăria încasează bani, mă refer la cât, că e strada care poate la fel să decongestionează circulația în zona Sumatorului de la parc. E un lucru foarte important și vreau să amintesc că primarul Mintean Cetința trecută, în septembrie se face rectificare și va avea prioritate străzile turzii. Ați dat seama câte rectificare, câți bani s-au primit, cât de avansată vremea și ce se mai poate face. Dacă se găsește o soluție și dacă va fi o soluție de finanțare, eu spun că ar fi cea mai rentabilă investiție pentru funcționarea circulației în Turda și cu atât mai mult în zona 4 și la ieșire din Turda. Mulțumesc, doamnă consilier. Vă rog, doamnă consilier. Stimați colegi, nu știu dacă
noi consiliu să avem prezentații Consiliului, un raport am anunțit de activitatea Consiliului Municipal Total. Repet, în numele meu și sper că și colegii din Comisia 5 de acordune, ceilalți pentru a reînnoi solicitarea Consiliului Municipal de a ne prezenta un raport. Așa cum trebuie. A doua problemă este în afară de câinii comunitari care deranjează elevii care au început școala, știți că și pe plan național este o problemă pasă și ordinea asigurată în școli și în jurul unităților de învățământ. Dacă putem, vă rog să transmiteți lucrurilor executive care pot să rezolve această problemă, nu numai la școlile problemă, dar nici la CEA, nici în curtea nu este asigurată pasă și ordinea Poliția Locală sau Poliția Municipală. A treia problemă, eu personal rog pe președinții de ședință ca în situațiile care s-au iscat și astăzi, că ne simțim atacați personal unii de alții sau schimburi de păreri, ca reprezentanții biroului juridic să zicem, să-și exprime oficial părerea și opinia ca să știm că și-au asumat o responsabilitate pentru a nu vota noi ori da, ori va, ori va ține. Vă mulțumesc, doamna consilier, cred că de fiecare dată când a fost cazul am solicitat secretarul să-și pun punctul de vedere. Dacă au fost situații în care nu am făcut-o, deși nu cunosc, îmi cer scuze și o să procedam. Sau viitorul președinte va proceda pe cale de consecință. Consider că este mai cu putere dacă președintele de ședință cere atâta pentru toți că nu fie. Nu vine niște a noastră. Am înțeles. Nu sunt de special. Stimați colegi, dacă nu aveți, vă rog, consilier. Cum am solicitat și în ședințele ordinare anterioare, solicit din nou votarea semaforului pe scara Calea Victoria, Sărbătoare și Sfântul Ioan și Sfântul Bina semaforizată. Menționez că nu am primit niciun punct de vedere din partea executivului, în numărat de rânduri din nou solicitat acest lucru. Vă mulțumesc! Vă rog, consilier, frumos. Cum spuneam și la începutul ședinței, devin pentru a cincea la lucru interpelarea, poate cu primul răspuns. Prima către companie de apă, care solicită facerea suprafețelor afectate de lucrările executate în cadrul proiectului finanțat prin fonduri europene, străzile Ștefan cel Mare și Calea Victoriei, Barințiu, de la școala 2 până la ieșire din Turda, Rapsodiei, Paladei, Castanilor, Avram Iancu, Andrei Mureșanu, Simeon Bărbunțiu, Bunea, Robilor, Salinelor, Valbura Otară. Iar pentru lucrări finanțate de către Consiliul Local, Alea Nicolae de Dulescu, Piața 1 Decembrie, Calea Victoriei, în spatele locului pe 120. A doua interpelare, solicit și din partea Comisiei 1, lista cu străzile ce urmează a fi afectate de lucrări pentru pasul 2 al proiectului, în vederea întocmirii programului de reabilitare a străzilor. Pentru că nu mai dorim să facem reabilitări de străzi și peste câteva luni sau un an să se intervină cu lucrările acolo. A treia interpelare este cu direcția tehnică a primăriei, mulțumesc pentru prezența la ședință, prin care solicit introducerea de urgență pe lista de investiții a lucrării de reabilitare a curții Colegiului Național din Aiul de Astru. Colegiul Național Mihai Viteazu a fost reabilitat de motiv impecabil ca și clădire, dar din păcate zona de curte a fost total abandonată. Și solicit introducerea și cuprinderea în lista de investiții acestei lucrări. A patra interpelare, tot către direcția tehnică, solicit împrejurirea patrului de pe Calea Victoriei, în zona statuiei Horia Coșca și Crișan, deoarece parcurețul respectiv nu are niciun fel de împrejurire, sunt două străzi intens circulate
lângă parc și s-au produs destul de multe accidente în zonă. Ca copiii ies, fug și ies direct în carosabil. Și ultima interpelare către poliția locală, în ultimele două săptămâni, în zona micro 1 și micro 2, au avut loc foarte multe agresiuni împotriva copiilor, și nu numai a copiilor, chiar și a persoanelor mai în vârstă, în timpul zilei, la ora 14, la ora 15, și solicit sporirea numărului de patrule în zonă și luarea de măsuri. Deci sunt, am povestit cu mulți părinți de la școlile, care au copii la școlile respective, 6 și 8, la care le este teamă să le mai se lase pe copii să meargă singur la școală. Foarte, foarte multe agresiuni, nu putem de două săptămâni acolo. Mulțumesc! Mă mulțumesc, doamnă consilier, vă rog, Thank you.